Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de mituri și legende cu Brawl Stars, iar astăzi vom vorbi despre animația postată de Brawl Stars de Brawly Days anul trecut. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare dacă sunteți noi și dacă vreți să fiți la curent cu această serie, așa că haideți să începem! Totul începe cu Dynamike, skinul său de Crăciun, Santa Mike, ridicându-se pe o placă. Când ajunge sus, putem vedea castelul din sezonul Once Upon a Brawl, decât că are o tematică de Crăciun. Pe fundal o putem vedea pe Jackie cu skinul ei Gift Express Jackie, iar mai sus îi putem vedea pe Logma Spike, Holiday Party Frank și Ho-Ho-Ho-Bo, pregătindu-se pentru simfonie. Frank îl împinge pe Spike la început, după fiind el blocat în instalațiile puse acolo. După aceea, îi putem vedea pe Lil Helper Penny și pe Snowman Tick, amândoi stând pe câte unul din turnurile castelului. După, pe Red Nose Nita și pe Slayer Griff, coborând pe unul din drumurile intrării în castel. Putem observa că fiecare are câte un instrument pentru simfonie. Lil Helper Penny cu trompeta, Ho-Ho-Ho-Bo la harpă, Logma Spike la trianglu, Holiday Party Frank la xilofon, Snowman Tick cu talgerele, Red Nose Nita cu o chitară electrică, iar Slayer Griff la vioară. Singurul brawler care nu cântă la nimic este Gift Express Jackie. Îl putem vedea și pe Santa Mike, care dirigează. Simfonia începe, decât că începe prost. Logma Spike îl lovește din greșeală pe Holiday Party Frank cu trianglul. Frank, neputând să se abțină din a se enerva, dă în Spike cu ciocanul, Spike căzând pe Bo, Bo având o săgeată la harpă, iar săgeata fiind aruncată din greșeală fix în direcția turnului unde stă Penny, ea scăpând totuși de impact. Turnul este bubuit de acea săgeată, o parte din turn căzând pe Frank, Frank căzând la rândul lui mai jos, fiind greu, scândura se ridică fix unde stă Griff, fiind aruncat direct în turnul cu ceas. Impactul fiind așa mare, corpul său a fost decapitat. Capul căzând în fața lui Tick, el având tendința de a bubui la rândul lui locul, decât că Nita îl electrocutează, pierzându-și părți din corp, căzând după aceea într-o ventilație uriașă, fiind după sfâșiat, împrăștiindu-i rămășițele, cadavrul și cenușa sub forma unei ploi de zăpadă prin tot castelul. Jackie, văzând ce se întâmplă, zâmbește, în același timp sărind pe Frank. După aia, Nita vrea să conecteze niște cabluri, dar Penny o oprește, stând pe capul lui Griff, ciocnindu-se direct în Nita, decapitând-o și pe ea. Spike este în flăcări, Penny continuă să distrugă absolut tot din jurul ei, văzându-l pe Bo, care încearcă să scape din tot acel haos, trage în el până când îl nimerește, el căzând pe niște fire care provoacă un scurt circuit, rezultând într-o explozie imensă, Bo fiind ars direct. Acea explozie îi aruncă pe ultimii doi brawler rămași în viață, Jackie și Penny, rezultând la fel și moartea lor. Totuși, mai rămăsese cineva, singurul care nu a fost afectat de asta. Cel puțin așa credem noi. Santa Mike. Decât că, atunci când se întoarce, vedem o parte din fața lui distrusă. Camera ducându-se în spate, totul rezultând a fi doar o jucărie dintr-un magazin. Putem vedea o pancardă alături magazinului unde scrie Gift Shop. Deci, acolo este Gift Shop-ul. Pe lângă Gift Shop, putem vedea un coș de gunoi,
care seamănă izbitor de tare cu cele din environmenturile din joc, o pălărie, care face referire la vechiul model din beta al lui Mortis, care acum o are skinul Snowman Tick. Mai putem vedea o cameră, care, evident, este normal să fie acolo pentru că este Star Park, un loc unde nimeni și nimic nu poate scăpa din mâinile lor. Mai putem vedea un poster unde scrie Star Park, mai jos fiind logo-ul său și lângă el mai este un poster, decât că este cu The Tiger Pit, care desigur face referire la al 10-lea sezon de Brawl Pass, unde este Fang și tematica de arcade. Mai putem vedea un steag cu Tower Pizza, adică o referire la environmentul update-ului Once Upon a Brawl cu castelul, lângă fiind și un magazin pe nume Deserturile lui Piper. Asta făcând o referire la magazinul lui Piper, care din câte se pare este și casa ei, pe care l-am putut vedea în mai multe animații din trecut. Pe lângă Gift Shop, putem vedea în fundal, în realitate, castelul Once Upon a Brawl, din câte se pare fiind în construcție, mai în dreapta fiind și Snowtail-ul, și în spatele Gift Shop-ului este și bandstand-ul lui Poco, adică o platformă acoperită unde de obicei se țin orchestrele sau concertele. Acesta fiind environmentul care fusese în joc în update-ul din octombrie 2020, cel cu Amber și cu tematica de Mexic. Deasupra putem vedea și bazarul Tarei, adică environmentul din joc care a fost în sezonul 1 de Brawl Pass. Acum, să explicăm care este faza de fapt cu această animație. Pe scurt, mulți animatronici distruși și un întreg castel distrus. Ei bine, da, dar în același timp și nu. Toate sunt distruse, dar temporar. În loading screen-ul din joc de atunci, putem vedea că unele părți din castel erau de fapt ca niște piese de Lego. La sfârșitul animației, putem vedea că castelul este reconstruit automat, ca și cum totul a fost făcut să se întâmple așa. Ei bine, aici vine partea întunecată a acestei animații. La începutul animației, când Santa Mike încă era sub acel loc, putem vedea mai multe lămpi ale skinului lui Frank, Holiday Party Frank, și chiar mai mulți animatronici de Santa Mike. Asta ne face să ne dăm seama că totul se întâmplă într-o buclă, începe și se termină la fel. Un robot Santa Mike se ridică la simfonie, începe simfonia, la fel și dezastrele, aceleași crime, aceleași distrugeri, din nou și din nou. Și la final, același Santa Mike distrus, după dus jos să fie reparat, și ceilalți animatronici fiind la fel, înlocuiți cu alții, iar și iar. Partea cea mai întunecată de aici e că putem vedea că roboții au sentimente, simt durerile, dezastrele și chinurile pe care trebuie să le reziste. Și nu pot scăpa de acolo, pentru că toți au câte un drum de fier pe care trebuie să-l urmeze. Totul este controlat, fie că persoanele implicate vor sau nu, ceea ce în acest caz nimeni nu ar vrea. Cam atât am avut să vă spun despre Sinfonia de Brawly Days, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți mituri și legende Brawl Stars pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare, pentru că așa îmi puteți arăta susținerea voastră. Iar astea fiind spuse, pe data viitoare!